Zi plină de emoții la școala gimnazială numărul 59 din sectorul 6 al Capitalei. Unitatea de învățământ celebrează 40 de ani de activitate în slujba educației și de dăruire față de elevi. Pentru a marca această zi importantă, alături de actualele cadre didactice au fost prezenți și foștii dascăli care au predat în unitatea de învățământ. Pe parcursul celor 40 de ani de activitate din 1982, 511 angajați au trecut pragul unității, reprezentând personal didactic, nedidactic și auxiliar. Am fost învățătoare aici din 1985 până în 1999, timp de 14 ani, o viață de om. Amintirile pe care le am de aici sunt deosebite, sunt momentele mele de formare, sunt primii ani în care mi-am început și mi-am canalizat cumva cariera de dascăl. Canalizarea activității unui dascăl este extrem de importantă încă din primii săi ani de activitate. Am fost învățătoare aici, am plecat cu părere de rău, revin acum cu mare drag. A fost extraordinar de emoționant, mai ales că eu am fost în această școală exact de la început, deci cum spun eu, de la cărat molozul și până când am pus-o la punct. Profesori deosebiți, cadre didactice care știu să-și apropie copiii și învață să devină oameni adevărați. Să aibă încredere în ei, să nu renunțe niciodată la ce își doresc. Totul este, se rezolvă și se obține dacă îți dorești cu adevărat și dacă știi să lupți pentru așa ceva. De la festivitate nu a lipsit nici fostul învățător Aurel Tăbăcaru, în vârstă de 90 de ani, care a avut 4 serii de micuți pe care i-a îndrumat în clasele primare. Foarte fericit. Mi-am văzut colegii, prietenii și toți cei care am muncit. După ce au depănat amintiri, fostele cadre didactice au avut surpriza de a fi premiate. Obligatoriu medalia pe care o să o primiți cu drag din partea noastră și mulțumesc mult! Suntem onorați să fim exact acum când se schimbă prefixul. Înseamnă foarte mult pentru noi, pentru că suntem într-o școală modernizată. Toți colegii care au venit au observat schimbarea. Aceasta înseamnă că suntem exact pe drumul pe care îl dorim. Rămâne să modernizăm și stilul de învățare și să ne adaptăm la ce înseamnă noua generație, pentru că ei au nevoie de noi metode de a ajunge la sufletul și la mintea lor într-o societate în continuă schimbare. Iar schimbarea înseamnă gândire critică și asta învățăm noi la școală. Am mai fost în alte școli, aici este sufletul meu și așa simt că sunt acasă. Școala 59 reprezintă a doua casă pentru mine. Am ieșit din liceul pedagogic și am venit aici la școala 59 în 1983. Deci am 39 de ani de vechime în școală. Aici mi-am făcut studiile superioare, aici m-am căsătorit, copii, nepoți, așa că reprezintă foarte mult. Apreciind activitatea de-a lungul celor 40 de ani, conducerea unității de învățământ dorește să răsplătească întreg personalul școlii și pe toți foștii absolvenți prin editarea și publicarea monografiei școlii gimnaziale numărul 59, aceasta urmând a vedea lumina tiparului până la sfârșitul anului. Luna iunie va începe tot cu un eveniment important. Pe 7 iunie, de ziua porților deschise, foștii elevi ai școlii își pot revedea profesorii, învățătorii și diriginții, dar și foștii colegi.